Primarul general Nicu Șordan face declarații de presă în legătură cu noul sistem de monitorizare a parcărilor publice. Să-l ascultăm. 10.000 de persoane care erau deservite de CET Grivița, numai că agentul termic vine tocmai din CET Vest, din bulevardul, capătul bulevardului Timișoara. Și atunci, evident că distanța este foarte lungă, starea conductelor e cea pe care o știți și atunci, când ajunge în zona Grivița, care era deservită de CET Grivița, temperatura apei nu mai e cea pe care ne-o dorim. Consiliul local al sectorului 1 vrea să dea bani către CET Grivița pentru capitalul de lucru, pentru ca să poată să cumpere gaze. Executivul primăriei nu dorește acest lucru. Ați vorbit cumva cu doamna primar de la sectorul 1 despre lucrul acesta? Bun, este o tensiune între primarul sectorului 1 și Consiliul local al sectorului 1, pe care o cunoaștem cu toții. Eu sper că ambele părți să aibă înțelepciunea să rezolve această problemă. Dar dumneavoastră puteți face ceva pentru cei 50.000 de bucureșteni care n-au apă caldă? În ceea ce privește CET Grivița, așa cum am spus, este ca și cum e o situație identică cu Vestenergo. Dacă operatorul acestui centru de producție a energiei termice spune că nu livrează, noi nu avem o pârghie. Domnule primar, cei de la Termoenergetica, directorul Termoenergetica a declarat că are de gând sau e în plan inclusiv să preia activitatea CET-ului, cel puțin temporar, dacă nu se rezolvă altfel problema. Ce implică asta pentru Primăria Capitalei? Bun, e ceva ce e foarte logic să se întâmple, numai că a prelua o companie presupune niște proceduri administrative, presupune o intenție, testul investitorului privat prudent, testul notificări la registrul comerțului și așa mai departe. Deci nu e o chestiune care se poate rezolva din partea noastră de pe o zi pe alta. Presupune mai ales un vot al Consiliului Local al Sectorului 1 care să fie de acord cu predarea fără bani a acestei capacități de producție. Credeți că s-ar putea întâmpla un asemenea vot? Fără bani nu se poate. Este codul administrativ care spune că nu se pot transfera bunuri de la o unitate administrativă sau de la o entitate a statului către o altă entitate a statului fără ca contravaloarea să fie plătită. E situația, dacă vreți, de la Elcen, de la Portul Constanța, toate aceste chestii, toate spețele astea juridice pentru care nu s-a putut face un transfer cu titlu gratuit. Și în aceste condiții, locuitorii din sectorul 1 ar trebui să se aștepte la iarnă, când va trebui să primească și căldură, la cea mai grea iarnă de până acum. Ce le transmiteți? Cea mai grea iarnă, doamna reporter de la Antena 3, a fost sub Gabriela Firea, în anul 2020. De când am venit noi, situația s-a îmbunătățit. Nu așa de repede cum ne-am dorit noi, dar s-a îmbunătățit. Dar cetățenii spun că a fost mai rău. Alina. Bun. Eu pot să vă spun ce spun cetățenii pe care i-am consultat eu și ce ne spun datele matematice despre cantitatea de agent termic care s-a pierdut. Domnule primar, în continuare, din păcate, avem mijloace de transport public ale STP fără aer condiționat. E tare cald afară în această perioadă. Există anumite măsuri pe care puteți să le luați pentru a dota și celelalte mijloace de transport cu aer condiționat? Situația cea mai dificilă este pe tramvaie, pentru că acolo avem aer condiționat practic numai pe tramvaiele noi de la Astra. E o soluție foarte... A fost încercată o soluție, știți că la unul dintre tramvaie această instalație a luat foc. Este o soluție foarte... Da, Nicu Șordan a făcut declarații despre noul sistem de monitorizare a parcărilor publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului București, dar și despre rețeaua de termoficare din capitală, în contextul în care vă reamintesc faptul că 10% dintre bucureșteni nu au apă caldă în această perioadă, iar reparațiile durează cel puțin 2 săptămâni. Continuăm și cu alte subiecte.